Familia lor frumoasă, de la mine și fratele meu Adidadi, pentru domnul Șerif și Expres, familia lor frumoasă. Ia un zic o dată strofa lui Nașu. M-a pus viața la încercare, dar am rămas în picioare. Mă iubește Dumnezeu, că e bun sufletul meu, fără nicio șmecherie. Tatăl meu e jucărie, dar e din inima mă doare, dar răzvan că e mai mare. Cu amândoi țin fruntea sus, Răzva și cu Ionut. Băieții mei, băieții mei, mare jucărie de ei. Am băieții cu valoare, din cap până în picioare. Lumea ne invidiază, că avem familie frumoasă. Băieții mei, băieții mei, hey, 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 mare jucărie după el. Și de la mine, Patru Iervis, și toți frații lui. Patru Sopru Mitrească, toată familia lui frumoasă, Rogoș! Hai, suraje! Dragoș! Când îi vapa părații mei, lumina ochii dormei, le-aș da inima de-n mine, lor ca să le fie bine. Frații mei, valoarea mea, da, da, și luminița șefa mea, da, da, lumea ne invidia, da, 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 că avem familie frumoasă. Frații mei, valoarea mea, da, da, și luminița șefa mea, da, da,
Hai, trupă! Să auzim vorbele astea adevărate pentru copilul domnului șerif, domnului expres, domnul Biru, toată masa lor. Stimă și respect de la mine. Copiii mei, azi-mi doresc și eu ceva ca peste ani să vă mândriți cu valoarea mea, să mă laud, să ies în lume fericit. Și atunci să văd rostul la câți bani am muncit. Copiii mei, azi-mi doresc și eu ceva. Atențiune! De la domnul expres! Special pentru tăicuțul lui, pentru domnul Biru să-i dea Dumnezeu fericire, pentru copilul domnul șerif, pentru copilul Casian, alu de naur, pentru copila și lui, și pentru copila toată lumea să rămână 10 milioane. Una, două, trei și urmă! Să-i exprim în cuvinte emoțiile care le simte un părinte. Și câte griji, câte gânduri el își face, nici când îi vede de mari cât el n-are pace. La plăcerea mea, dacă îmi dați voie să vă trăiască copiii și familia, să cânt o melodie grea, dar cu vorbe criminale. Pentru noi toți care ne iubim părinții și ne dăm viața pentru ei, s-a venit rândul, copile, ca tu să ai grijă de mine. Returne la ușor acolo toată formația și a doua parte cum vreau eu, da? Ușor. Perfect. Pentru domnul Miru, domnul expres, domnul șerif, toată masa lor, cu respect. Ce mă ușor vocea mea acum. Ia să auzim cuvintele astea adevărate. Nu mai ușor vocea mea. Nu, lasă așa. S-a venit rândul, copile, să ai tu milă de mine. Azi mă sprijin eu de tine,
azi mă sprijin eu de tine să văd face pasul bine. Pentru copiii noștri muncim o viață întreagă, renunța orice poftă, orică ți-ar fi de dragă. Trec anii peste tine, nu se-ntorc înapoi, așa ajung copii să aibă milă de noi. Pentru copiii noștri muncim o viață întreagă, renunța orice poftă, orică ți-ar fi de dragă. Trec anii peste tine, nu se-ntorc înapoi, așa ajung copii să-i pămină de noi. Și mă ușor, orga. Hai. Zine de muncă, mai un pic în halul ăla. Ia vă rog eu. Este rândul meu acum să mănânc din mâna ta. Dă-mi copile cum și eu, îți dădeam ție cândva. Mai greșesc copilul meu, poate vor ceva pe mine. Nu te supăra, că nici eu nu mă supăra pe tine. Viața-ntreagă, renunța orice poftă, parcă ți-ar fi de dragă. Trec anii peste tine, nu se-ntorc înapoi, așa ne sunt copii, să-i păvină de noi. Bagă și una minor acolo. Mă ușor spatele și vocea mea. Ce spune domnul șerif? Am și eu pe cineva ce ține la viața mea. La belele și-ai fost mereu lângă noi și n-ai dat pas înapoi. Mare birou, după
Am zis că vă separați și pentru domnul șerif. Copiii mei, valoarea mea, copiii mei, puterea mea, aș vărsa sânge în mine, lor ca să Vamos.
casa mea. Nevasta mea, norocoasa mea.